în pofida faptului că în acești ani n-am făcut aproape nimic pentru partid, deci nu am făcut aproape nimic pentru Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat în acești ultimi ani, m-a chemat, m-a invitat, mi-a spus că este bine să revin, să ne ocupăm de această campanie electorală. Gheorghe Gorun nu are planuri foarte mari în ceea ce privește o eventuală candidatură a sa. Nu vrea să candideze pe liste de primari, însă se pune la dispoziția partidului în ceea ce privește listele de consilieri. Nu mă voi angaja într-o candidatură uninominală, nici la o primărie, nici la un consiliu județean, la nimic de acest gen, în campania pentru alegerile locale, ci doar dacă conducerea partidului consideră că este oportun o candidatură pe o listă de consilieri municipali sau județeni, fără deosebire de locul pe care organizația municipală și județeană socotește că eu îl merit. Gheorghe Gorun este fratele rectorului Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Adrian Gorun. Cei doi au însă orientări politice diferite. În timp ce rectorul simpatizează cu partidul aflat la putere, directorul colegiului Spiru Haret e țărănist.